Revoluția română a început pe o minciună. Acea minciună de la Timișoara. Bineînțeles că nu sunt de vină nici tinerii care au fost împușcați, care și-au dat viața, unii și-au dat doar sângele, nu e puțin, care au fost bătuți, care au fost chinuiți de trupele de securitate și de trupele de nesecuritate, să nu ne facem iluzii. Așa.